Marinescu a spus destul de clar acum 2 sau 3 zile când s-a întâmplat faza cu Mariana. Da, mai că la tine nu vede. Degeaba, degeaba, tot mă caută. Fizic. Mai are și fizicul. Fizic. Nu e adevărat, tot mă caut. Nu e fizicul, mai știți voi. Ele mi se vorbește mult pe mine. Nu are ce să păi nu, chestiile astea cu fizicul. Tu afară de ce faci bine, tu atunci. Da, pentru că nu am înțelege nu place să vorbesc cu o persoană. Cu altcineva lungesc discuție, dacă o persoană mie nu-mi place, de exemplu, Jitaru, când îmi scria ce faci, poți să-l întreb pe Jitaru, că răspundea după 10 ore. N-aveam chef să vorbesc, eu nu vroiam. Și de invidie că a plecat din casă și na, că m-a ales pe mine, poate te alegea pe tine și cu tine putea să fac o relație, păi, dar cu mine nu a mers. Dar eu n-am spus că vreau să fac o relație. Nu contează, zic și eu așa, că de deștept m-a ales pe mine și nu i-a mers din cauza asta, a plecat din casă. Dacă te alegea pe tine, poate să faci o relație asta, cu tine. De ce spui asta? Că dacă ori așa, ori așa, dacă forma un cuplu cu tine, tot pleca din casă. Că el nu era genul ăla de bărbat care să vorbească mult, să... Își dea să spună punctul de afară de vedere. Poate putea să vorbească. Ce? În afară putea să vorbească. Afară mulți afară. Din casă poți să vorbească și aici în casă nu vorbesc. Exact. Eu când vorbeam cu Jitaru, prima dată am vrut să-l cunosc. Da. Îmi scria ce faci, bine, tu nu exista știi un ce, mesaj unde să nu spună aia, îmi dădea de înțeles, aia eu nu vreau să plec din casă. Eu nu sunt aici ca să te țin pe tine în casă. Aia știi ce da, bine cred că te țin pe tine alții. Aia? Nu m-a ținut nimeni. Ba da. De ce rezi acum? Ai curaj să mă minți în față? Alexandra, stai puțin. Destul de bine ce vorbesc. Știi ce cred eu că ai vrut tu să faci? Dacă în momentul în care Jitaru a intrat în această casă, eu spuneam că voi lupta și eu pentru Jitaru, tu în acel moment erai cu mine. Te luptai cu mine pentru Jitaru. Eu să mă lupt pentru un bărbat? A? Eu să mă lupt pentru... Nu, făceai asta doar de emisiune. Să vezi că tu o să-l ai pe Jitaru, nu eu. Nu. Asta da, oricum e evident, dar nu evident m-aș lupta eu pentru evident un bărbat. Evident de ce? Că eu puteam să-l am și nu tu. Evident de ce? Pentru că eu puteam să-l am și nu tu. Păi de ce tu puteai să-l ai și eu nu? Pentru că eu pe mine mă cheamă poate... aia. Pentru că pe mine mă cheamă aia. Wow, încântată. E diferență mare. Care e diferența? E diferență, eu sunt aia, tu ești Adriana. Diferența e că tu ești top și tu ești... Nu contează. Eu sunt top model. Ce ești tu, nu, tu ești Dau și ai e top. Scuză-mă că mă bag, dar top model trebuie să fie la bolnaltă. Exact ca ea, nu ai cum să fii top model. Top model, păi top model, american. Mă refer la top model, că eu am de toate. Și are de mai frumoasă. Modelele trebuie are de mai frumoasă. Nu are de frumoasă. Ești mai frumoasă. Auzi, iată să fie nu jos, că vedem. Faci fular sau nu le... Fular? Aia fă-le un pic fular. Dă sutienul jos, să vezi că faci fular. Fular înseamnă că le apari dacă faci fular. Aia! Care este diferența dintre noi? Scuză-mă pe mine, atâta timp cât ai și încă ai și... Spun? Dar nu ți-o spun că ești... Alexandra, ce înseamnă să fii down? Da, da, jignești eu. Ce înseamnă să fii down? Jos. Nu mă down. Eu jignești. Ai grijă. Da, exact. Ai grijă down, cum mă folosești. Down, down, da, mă, ai grijă cum mă folosești. Dacă ești o să jignești. Ce-am folosit? Ai spus că Adriana e top și ea e down. Adică ce a zis down? Ce-am zis? Eu am zis. Și niciodată nu trebuie să fii lăsat jos. Niciodată. Bă, n-ai cu naivul, nu trebuie să lași pe nimeni să fie lăsat jos. Da, spune o dumă, îi spui și tu o dumă. Da, spune ceva, îl bași tu cuvintele lui. Îl duci până când cazi în picioare. E posibil să nu cazi mereu în picioare, da. Să faci totul. Nu, da. Da. Și fii atent ce se vorbește, fii atent ce se vorbește, fii atent toate cuvintele care, toate întrebările care ți se adresează și toate acțiunile pe care tu le faci în casă, că ți-am zis, sunt 14 creiere, sau nu mai știu cui suntem, 14 creiere, mă rog, zic 14 creiere. Dar toți pe mine, știu. Din 14 creiere, cu siguranță doi știu ce ai vorbit. Dacă eu am pus-o în propoziția asta, că Adriana este măi, top și tu ești down, asta, păi în momentul în care tu ai spus că tu ești top și Adriana nu are treabă, chiar zic că e top, eu zic că-s top model. Nimica n-am afirmat nici măcar o secundă. Nu, că eu am zis, tu ai zis că tu ești frumoasă, că ești mai frumoasă și că tu îi luai fața Adrianei, că ești top model, da? Și eu am zis, după ce ai zis că ești top model, tu ești down. Down înseamnă... După a spus ea că nu, este top model. Nu avea nicio legătură. Da, nu avea nicio legătură. Este... Înseamnă și... Legătură. Are două înțelesuri. Eu pot eu pe care o vreau. În propoziție... Înseamnă înalt, up, dar se mai zice și așa. Down, up, level, level, level. În propoziția... Greșit. În engleză se mai zice și așa. Eu nu am zis greșit. Bă, sunt deșteaptă și tu spuneai nu sunt, ești daună, atunci se subînțelegea daună, daună. Ce a spus ea, dar la noi era daună, chestia, era jos, efectiv. Adică nu era top, ce înseamnă top? Este și...
Păi da, da, ce înseamnă daun? Jos! Păi, de ce am încercat să-și explic? Pe o... Asta am încercat să explic. Eu am spus-o corect, eu n-ai cum să o înțelegi altfel dacă eu am spus-o începând cu ea e top și tu ești daun. Dacă spuneam că ea este, nu știu, deșteaptă și tu ești daun, atunci eu puteai să-i înțelegi. Bun, ești tu și altă e jos. Nu știu, Alex. Alex, fetelor. Alex, Alex, Alex. Ai cuvântul. Se folosește, nu? Se folosește. Stai așa, Alexandru, stai un pic. Alexandru, vrei acum să vorbesc sau poți să mergi? Are două înțelegi, bro. Auziți, fetelor, vă concentrați un pic aici? Hai să... Așa. Dar voi nu am auzit aia. Mă scap, că nu înțelege aia. Lasă-mă un pic. Aia. Aia. Foarte aia. 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 Ești aici cu noi? Am văzut, am văzut. Am auzit că... Dar tăceți sau ce zic băieții ăia? Bă, să da conexiunea! Dacă vorbim noi cu voi, nu voi întrebi. Hai, zi mai liniștit. Am auzit... Vorbesc? Am auzit că Maria vorbea împreună cu tine despre mine. Vreau și eu să vă zic. Nu mai trageți concluzii din gura altora și dacă vreți să lămuriți ceva, întrebați-o pe mine mai întâi, da, că vă pot răspunde cu cel mai mare drag. Ce legătură ai tu? Vorbea de ăsta! Da. Tu auzi ceva și vorbea de ăsta! Păi, ați spus... Cum n-ai spus despre ai înțeles? Cuvântul Marinescu n-a ieșit din gura mea. Da, da. Cum nu? Marinescu și Jitaru! Ai zis Maria? N-a ieșit cuvântul Marinescu. Ba da, Maria, Maria! Maria, i-ai spus aie și nu mai știu cui, Alexandre, i-ai spus ceva la modul că tu nu ai ce să oferi mai mult decât sâni, Marinescu caută adevărat. Mai mult, chestii adevărat. De-astea. Păi cred și, că n-ai zis. Da, hai să mă întreb ceva, dacă vrei să lămurim o situație, nu mai trageți cum părerile cum vreți voi, după Marinescu, capul vostru. Marinescu, veniți, întrebați-mă și eu vă dau răspunsul. Marinescu. Pentru că eu sunt în situațiile acelea, nu sunteți Marinescu, voi. Tu timp de 3 săptămâni, la rând, ai spus că aia nu are nimic de arătat în afară de fizic. Zic. Nu am zis treaba asta. Păi eu mi-ai zis. Mă, Marinescu! Nu am zis că n-ai zis. Nu, bă, stai să spuneai bai bai la tu bai, că oricum n-ai ce face. Ai zis că n-ai ce face. Că nu mai ascunzi. Am zis, Alexandra, am spus că pe mine mă atrage foarte mult aia fizic. Da? Păi da, dar doar dar... în cap nu are nimic. Păi eu asta am vrut să discut cu ea, să văd dacă are să mă fere mai mult decât atât. Păi da, dar, dar nu există comunicare între... Păi noi am zis ceva greșit afirmând lucrurile pe care tu le-ai afirmat la câteva zile. Păi îi explic acum, mă, cum păi ți-a plăcut fizic, ai specificat destul de clar, că nu ai apucat foarte mult să interacționezi cu ea. Exact. Și tocmai de asta nu ți-ai dat seama dacă gândește sau nu. Exact, și după, păi, și după am început, păi, după am început, început să vorbesc mai mult cu aia și am văzut că între mine și ea nu există o comunicare așa cum mi-aș dori eu. Și eu ce-am zis și ai zis că nu e adevărat? Același lucru am zis și eu acum și nu. Aceleași lucruri le-am spus și noi. V-am spus să nu mă mai votați, nu, nu, dragii mei, votați-mă în continuare. Am ce arăt aici. Puterea dragostei. Dacă am arătat atât în 4 luni, imaginați-vă cât pot arăta mai mult de atât. Păi hai. Mult mai mult. Hai, arată-mi. Și dacă stau bine să mă gândesc, eu cred că am fost singura care am arătat puterea. Îmi pare rău, Mariana, dar cred că am fost singura care am arătat puterea dragostei în casa asta. De-n prima zi. Dar eu recunosc. Din prima zi, cred n-ai că, de ce cred să că zici sunt singura. Îți pare rău, Mariana, pentru că asta este adevărul. Acum, dacă stau și mă gândesc. Dacă n-am cu cine să arăt puterea dragostei, ce ar trebui să arăt cu ăștia care vin, stau după mine puțin și după aia vin și mă atacă și mă fac cu un șoțet? Ai auzit mai înainte, Rareș, ce ai zis lui Mihai? Acum te îndrăz spre Mariana? Mariana, mă auzi? De când s-a despărțit de el, nu face altceva decât să vorbească despre aceleași lucruri pe fiecare zi. Hai, mă, Andrada, mă, hai, mă, Andrada, chiar. Logică, Andrada. Și spune mie, și spune mie că nu am capul meu să gândesc și spune că preiau eu lucruri de la voi să vorbesc. Andrada, sincer să zic, eu mi-aș dori mai mult să te văd pe tine să vorbești, să te implici, decât pe Alexandra. Păi poți de femeia asta, că mai obiși și își bagă tot capul în păi ecran. Poți, păi poți, că tu ești bombardieră. Vrei să mă ridic acolo, să mă pun în fața televizorului să vorbesc? Andrada, tu ești forță, știi treaba asta. Andrada, ia-i maul, ia-i maul. Văd cât de important este pentru ea să vorbească, văd cât de important este și zic... Lasă-mă să fie fericită. De asta te las pe tine acum să vorbești. Andrada. Este important pentru Alexandra, azi nu ți-ai luat tricou pe tine. Nu, azi ne-am luat o rochie superbă. Las numai da, dar are două, cât te crezi că are? Astăzi ce metodă să o adopți? Două și... Să sară casa în aer. A zis că era rău mai înainte, nu știu dacă o să...
O să fie fericită. Ai auzit tu din gura mea că mi-este rău? Hai să Adriana. Ai auzit tu din gura mea? Hai să Adriana și tu n-ai spus nimic mai ceva. Ai auzit tu din gura mea? Nu ai spus nimic, orică ziceau că zici tu. Ai auzit tu din gura mea? Cu Andrada? Alexandra? Alexandra? Ce spunea Marinescu? Auzi, în scurt timp o să mă aștept de la tine să-mi spui și mie iubire? În scurt timp o să-mi spui și mie iubire? O să mă strigi aici dimineața iubirea mea? Zi, o să ne certăm și după o să vii să mă îmbraci, să-mi sari în cârcă, să alergăm pe aici? Să ne dăm peste canapele, să facem bau? Este probabil. Bau. Zi, ca să știu. Este probabil. Sunt curios câte subiecte mai ai, că ți s-au cam terminat. Dacă vrei, vin eu că-ți dai eu de la mine. Aia, Andrada. Cu cine vorbești, mă, Marinescu? Andrada. Ce vorbesc? Cu cine vorbești, tu? Cu tine. Andrada. Nu te ascultam. Că nu ești capabilă? Poți să mai repeți o dată? Nu ești capabilă? Nu te ascultam. Te ia la niște, Marinescu, nu mă băga în seamă. Nu e egal acum, Alexandra, de-aia nu ești așa de implicată. Dacă ai zis colaj, lasă că vreau să urci cu Andrada. Până una alta, până una alta. Măcar astăzi, ia și tu Sicuna și dă-i o mădălină. Hai mă, vorbește, zi, că e rândul tău. Ce mai am dat cu atitudinea ta? Că te văd foarte diferită de vreo săptămână, două așa. Foarte diferită? Da, ce se întâmplă? Adică? Nu știu, ți-ai schimbat foarte mult comportamentul. În bine sau în rău? În bine. Ce muncă? Ți l-ai schimbat. Ia doar asta, ți l-ai schimbat. De ce? Deci nu spui bine sau rău? Tu lasă, tu spune că spun eu după. Măi, nu mi-a schimbat comportamentul. Stai foarte liniștită, vorbești foarte puțin, ești foarte atentă la detalii, punctezi doar când trebuie. Este ceva rău? Nu. Nu te întreb cum de ce te-ai schimbat tocmai acum. Nu mai stai cu fetele, stai puțin că și asta e. Adică de când te văd numai acolo pe scaunul ăla la canapea, nu te mai văd. Pentru cu fetele. Că vreau să fiu atentă. Așa, să stau așa în afară, vreau să stau în afară să fiu atentă la toată lumea. Și cu fetele nu erai atentă? Nu, pentru că de multe ori când sunt cu ele, țin să dau dreptate lor, când sunt cu ele, țin să dau dreptate lor. Deci mai bine stau un pic, uite așa, în afară și mă uit la fiecare. Deci atunci dacă stai mai mult acolo, înseamnă că le dai mai mult dreptate lor. Nu, acum eu sunt pe scaunul meu, dacă îmi permiți, uite, mă dau și mai încolo. Și nu am nicio treabă cu ea. Păi nu, te-am întrebat ce e schimbarea ta de atitudine în legătură cu... Nu pot să-ți răspund la întrebarea asta momentan. De ce? Pentru că nu vreau. Mamă, ce miros. E dubios doar. Dar de ce? Nu este un lucru rău. Am făcut o schimbare în mine care este, adică mă avantajează. Eu am... Prin ce? Mă avantajează oricum. Nu mai sunt ca înainte, nu sunt așa de agitată, nu... Crede-mă. Bine, ce te-a făcut să te schimbi? Ce m-a făcut? Ți-ai schimbat placa total. De, unde vrei să ajungi? Unde bați? Nu panichezi, te întreb. Unde bați, măi? Ți-ai schimbat tot comportamentul. Unde bați? Tot comportamentul. Până și așezarea în teren ai schimbat-o. Andrada, poți să răspunzi la întrebare? Și așezarea în casă ai schimbat-o. Nu am înțeles, n-am auzit. Ai schimbat până și așezarea în casă. Vrea să fie în top, mă. Da, vreau să fiu în top, ia auzi. Care sunt? N-am nicio legătură cu top, nu mă interesează Adriana pe mine despre top. Spune Andrada. Nu vreau să... Am vrut să te întreb de mult, dar nu am prins ocazia. Acum am prins ocazia și vreau să te întreb. Pur și simplu, m-am gândit că este mai ok să fac o schimbare. Atât tot. Păi de ce te-ai gândit tocmai acum? Asta te întreb. Dar de ce sunt pe conexiune? Că nu înțeleg. Măi, dar unde vrei să bați? Nu bat nimic, că eu nu bat pe nimic. Uite, acum mi-a venit mintea la cap, spre exemplu. Uite, acum mi-a venit mintea la cap. După despărțirea de Alex. Ce treabă are Alex aia? Până acum n-ai avut minte. Bine, nu are nicio treabă, Alex. Că schimbarea de comportament a Andradei nu are nicio legătură cu Alexandru. Pur și simplu, probabil, l-a primit mesaje de la acea persoană care o învăța pe ea ce să facă în emisiune și datorită acestui fapt a decis să se schimbe. Are 26 de ani, tu ai 18 ani, tu abia acum începi viața ta, abia acum începi să înțelegi anumite lucruri. Și ce cam 18? Lucruri. La 18 ani poți să gândești mai bine ca unul la 26. Dar nu se vede că gândești atât timp cât îi zici de copilul ei. Îți mai place de ea? Clar că îmi place de ea. Îți place? Da. Acum o zi tu ai spus că nu-ți place de ea. Nu am zis acela. Nu? Dar dacă dăm tot pe față, să dăm tot pe față. Hai să dăm. Nu te atrage nimic la Alexandra și a bătut joc de tine, dar oricum tu ai spus că nu te atrage nimic la ea. Cum poți să te împaci cu o persoană dacă pe tine nu te mai atrage nimic la ea? Nu, tu ai dreptul să-l încurajezi și să-l susții în orice zice dacă sunteți prieteni. Codrus pentru mine este o persoană foarte importantă pentru că știu ce suflet are și nu i-aș permite nimănui să-și bată joc de el. Asta am spus. Că-ți bați tu. Știți discuțiile dintre noi doi, tăceți, doamne, iartă-mă din gură și nu vă mai băgați, fraților, nu vă mai băgați! Toate lucrurile pe care le-a făcut cu tine și toate jignurile pe care ți le-a adus, să ține te mărbătezi, da? A făcut deja două lucruri, cum ai apreciat?
apreciat tu asta. Eu am nevoie de altceva, de fapte. Dar nu contează, a început să facă ceva. Tot nu ești mulțumită. Nu am vrut să accept acele flori pentru că eu, Doamne, nu am nevoie de flori. Te gândești măcar un pic la el înainte să te gândești doar la tine? Ai spus că tu o vezi pe ea că nu are nimic în cap. Ok, dacă nu are nimic în cap, tu de ce plătești cu aceeași monedă? Faci jocul, cum ar veni. Următoarea relație pe care o voi avea eu în această casă, ea va intra ca să ne despartă. Iară cu un comportament de mahalajoaică, îmi pare rău așa ceva, nu aș accepta eu. Eu sunt mahalajoaică? Dar ce înseamnă că s-ar la bătaia, Alexandra? Tu doar vrei să ai alt comportament pentru că știi că ești la prăpastie, Alexandra. Aia te-a plăcut vreodată sau doar s-a jucat cu tine? Nu am încredere absolut deloc. Dacă... referitor la aia, mi se pare o persoană foarte alunecoasă. Credeți că locul la ei nu mai este aici pentru că este îndrăgostită de un băiat din exterior? Am ajuns la concluzia că băieții din această casă degeaba trebuie să încerce să facă ceva pentru aia, că e însă dat. Părerea mea este să-i oferim șansa aia să se ducă să-l cunoască pe Bogdan afară. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.